Dragi prieteni, bună ziua și bine v-am regăsit! Suntem din nou în bucătăria noastră, ne pregătim să punem alte murături pentru iarnă. De data asta, castraveți în saramură vom pune, așa cum puneau părinții noștri. Am pentru această rețetă 6 kg de castraveți pe care i-am spălat și la care urmează să le tai capetele. Noi punem castraveții cu diferite crenguțe, cu crenguțe de stejar, cu crenguțe de vișin, cu cimbru și crenguțe de mărar uscat. De asemenea, voi folosi pentru fiecare litru de apă o lingură de sare grunjoasă. Am aici 3 căpățâni de usturoi curățat și spălat, pentru fiecare kilogram de castraveți câte un ardei iute, deci 6 ardei iuți și câteva rondele de hrean care vor menține murăturile crocante și bune, împiedică înmuierea lor peste iarnă. Am pregătit borcanele, le-am spălat, le-am șters, le-am pus în așteptare. În fiecare borcan voi pune întâi crenguțele, dacă nu aveți în grădină toate necesare, găsiți tot felul de amestecuri pentru murături, deja și în aprozare. Și puteți să vă faceți rost fără probleme. În România. În România. Dacă tăiem capetele castraveților, se vor pătrunde mai bine și se vor mura mai repede și mai ușor. Plus că arată și mai estetic. Usturoiul îl tăiem felii pentru că îl vom pune printre castraveți. Voi pregăti și saramura pentru castraveți. V-am povestit că pentru fiecare lingură de sare, adăugăm un litru de apă. O să fac o aproximație pentru început vreo 5 litri de saramură, apoi dacă mai este nevoie, voi mai completa. E foarte simplu. Deci, am pus o lingură, una, două, trei, patru, cinci. Urmează să adaug 5 litri de apă. Această carafă are un litru și jumătate. Lăsăm saramura deoparte să se topească toată sarea. Mai amestecăm din când în când în ea și între timp aranjăm frumos castraveții în borcane. Ne străduim
să nu rămână între ei goluri. Punem și câte o rondea de hrean. Felii de usturoi. Punem și ardei. Nouă ne plac murăturile puțin picante, dar nu din calea afară, așa că punem cu măsură ardeiuți și hrean. Lăsăm puțin spațiu în partea de sus ca să mai avem loc să punem și deasupra câteva crenguțe condimentate. Cimbrișor, cimbru, mărar, crenguțe de stejar și de vișin. Trecem la următorul borcan. Și rând pe rând procedăm la fel până terminăm toată cantitatea de castraveți și umplem borcanele pe care le-am pregătit. Fiecare borcan punem câte o presă, două de murături ca să le mențină presate, să fie acoperite de saramura pe care o torn, pentru că murăturile au tendința de a se ridica deasupra odată ce se murează și se pot înmuia și deteriora. Așa că pun aceste prese ca să le... La urmă zbune de mâncat și astea? Nu, de plastic. Dar na, dacă deci, ții cu tot din adinsul... Plastic murat. Plastic murat. Cuiu fi fost și invenția asta, nu pot să pun. Bine, mama punea niște lespede, ea punea castraveți în butoaie mai mari și punea niște lespezi de pietricele spălate bine. Teascuri. Bun, acum voi pune saramura în borcane. Am amestecat bine, s-a topit toată sarea și voi pune saramura să treacă peste castraveți. Totul se face la rece. Sarea am dizolvat-o cu apă rece. Asta este metoda tradițională pe care eu am învățat-o de la părinți. Sigur că sunt și alte metode în funcție de zonă, de obișnuințe, de preferințe, de ingrediente, sunt o multitudine de rețete. Combinații, tot felul. Trebuie să vă spun că a fost nevoie să mai fac saramură din 3 litri de apă și mi-a ajuns aproape la fix, a mai rămas puțin. Trebuie să acopere saramura castraveții.
Am umplut borcanele, acum urmează să le mai las puțin să se odihnească, astfel încât saramura să pătrundă în toate spațiile. Dacă va mai fi nevoie, voi mai adăuga puțin deasupra și aceste borcane le voi ține aici la cald o zi, două, până încep să fermenteze, pentru că se va ridica o spumă care trebuie îndepărtată pentru a păstra culoarea limpede și clară a saramurii. După ce castraveții am observat că s-au murat, la o săptămână, două de la pregătire, îi pitrocim. Așa făcea mama mea și așa fac și eu. Ce înseamnă asta? Înseamnă că îi scoatem din borcane, scoatem toate condimentele, crenguțele care le-am pus, strecurăm zeama, apoi îi punem la loc. Bineînțeles că ei vor fi murați și se vor presa mai bine și din trei borcane îmi vor rămâne două. Apoi pun peste ei moarea strecurată, ca să nu îmi fac floare, să nu iasă lichidul. Lichidul, așa se cheamă, moare după ce castraveții s-au murat. Și îi putem păstra așa până anul viitor la rece, în beci sau în cămară. Dragii mei, aceasta a fost rețeta noastră tradițională de castraveți murați în saramură. Este o rețetă simplă, vă garantez că și foarte gustoasă. Nouă ne plac foarte mult castraveții murați iarna și vara, facem și castraveți de vară alături de o fripturică, alături de cartofi prăjiți, cine știe, fiecare după cum îi place. Încercați, vă rog, rețetele noastre. Pentru mai multe rețete, accesați canalul nostru de YouTube, unde veți găsi o multitudine de rețete tradiționale. Abonați-vă, apăsați clopoțelul ca să fiți atenționați când încărcăm un nou vlog și până data viitoare noi vă spunem toate cele bune!